Colindătorii sunt adevărați vrăjitori, vrăjesc, sunt plini de magie. Deci, ne duceam pe un drum la răsărit, nu ogoleam casele și ajungeam în capătul celălalt, la apus. Și primeam în dar colaci. Și avem atâția colaci că trebuia să-i lăsăm pe la casă. Și după ce terminam colinda, ne întorceam înapoi, luam colacii și apoi plecam acasă. Deci, cu alte cuvinte, ce se întâmplă cu colindatul acesta? Ce semnifică? Retrăirea căii. Adică mă duc pe un drum și mă întorc. După ce mă duc, mă duc după lumină. Colindătorii, dacă am spus că sunt vrăjitori, ne arată viitorul. Ne spun, cam așa fi lumea. Sunt împăciuitori. Și am zis așa, am zis, la roșu de răsărit. Pe cine e roșu? De unde este roșu acesta? Nu intru în detalii. Roșu este Amir Hodai din Iran. Deci este Amir Hodai din Iran, el a cântat un cântec despre soare. Pe teritoriul României s-au dezvoltat trei culte. Cultul Zamorsian, cultul Mitraic și cultul creștin. În colinde am urmărit copiii în spate și am notat. Vorbeau așa, ler, cântători, dar răsfrânte toate. Ei cântau de fapt nu colinde. Erau cântece de stea, cântece de mare popularitate, introduse de dascăli și preoți, n-au nicio legătură cu colindele. N-au de unde știi. N-are de unde să știe fiecare de unde vine colinda. Este o întreagă poveste aici. Și mai spune în colindă Domnului Domn, adică stăpânul de pământ. Și se mai spune încă ceva, zice, mă, noi când ne adunăm, văd ce parte a satului colindați. Păi zice, noi mergem în josul satului și ne ducem în circular. Adică se rotesc. Adică intră într-o horire, cum s-ar spune, într-o horă. Exact cum este dansul Isaia la nuntă. Vedeți dumneavoastră, noi despre dans, ziceam, poți, nu dansăm. Da, dansul la cununie, când se prezintă mire acolo, dansează un joc, un dans în jurul mesei. Cam așa ceva fac colindătorii. Deci colinda ne trimite la dansul Isaia. Dar colindătorii, dacă ne uităm așa, vedeți aici, aveți în partea asta bradul. Mai demult oamenii ciobani se închinau la brad. Am fost în țara Loviște și am întrebat. Zic, spuneam așa, e un colind, dar la masă cine șede? Zice, șede bunul Dumnezeu. La al doilea cost de masă cine șede? Șede Moș Crăciun bătrân. Dar la a treia masă, să Sfânt Ion, adică Sfântul Ion. Dar la a patra, stă moșul de neam, conducătorul de oște. Dar dacă îi întrebi, care e mai mare? Moșul de neam sau Dumnezeu? Și îi răspund așa, nu știu că e păcat să zic. Ce vrea să spună cu asta? Că legea pământească pentru ei odată a fost mai mare. Se închinau la brad, se căsătoreau la brad. De aceea în colindă întâlnim pomii întulpinați, se spune. Adică se unesc, adică părul cu mărul. Adică se iau în căsătorie tinerii, la asta se referă, deci mărul cu părul. Toate lucrurile acestea sunt și la curtici, le-am văzut la copii, numai că trebuie insistat un pic la ei. De ce poartă străituțele? Păi în straita aceea trebuie să primească darul. Ce primeau colindătorul? Darul era colacul, colăcelul. Cel care cuprinde, adică care încremenește întunericul, adică este lupta binelui cu răul. Adică binele trebuie să învingă răul. De aceea pe botele de colinde avem negru cu alb, adică este lumina zilei și întunericul. Este șartele care trebuie învins. Deci voinicul când umblă la colindat ceata de feciori, se luptă cu rău. Ei sunt autoritatea. Ei aduc bucuria
în casă. Același lucru. De aceea am venit cu atâta drag la Cultici. Nu mă duc de mult în comunități, dar câteodată trebuie să ne coborâm între oameni și din alte localități. La București câteodată nu mai mă duc cu mașina, urc pe metrou. De ce? Să văd cum o duc oamenii cu lumea. Îmi spunea poetul, fie iertat, Ioan Alexandru, mai devreme, zice, Grigore, trebuie să știi un lucru, că dacă stai în stația de autobuz și toată lumea intră în autobuz și unul rămâne în stație, trebuie să-i porți de grijă. Nu poți merge liniștit pe autobuz dacă unul a rămas jos și nu s-a urcat. Am venit cu atâta bucurie aici și am văzut că aveți forță spirituală. Există în Cultici o dimensiune spirituală, dar trebuie pusă și pusă în valoare și trebuie să explicăm copilul ce e moșul Crăciun ăsta. Că el aduce la... Zice, bună dimineața la moș ajun. Adică la moșul bătrân care îmbătrânește. Dar cine îmbătrânește? Anul. Și ce se întâmplă? Reînvie anul, adică se face din jun bătrân tânăr. Bună dimineața la moș Crăciun. Adică la anul bătrân îmbătrânește și reînvie. Bună dimineața la moș ajun. Adică la cel tânăr. Este un tânăr și un bătrân Crăciun. Câte se pot spune aici? Mări, primiți mere, nuci, sunt darurile. De aceea se pomenește de pomul vieții, că facem mere, că facem pere. Și câte și mai câte. De aceea, în momentele următoare o să prezentăm câteva corinde, cântece de stea. Adică, acolo unde se dezvoltă, unde se aduce aminte, se dezvoltă tema nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Sunt cântece de stea de mare popularitate, sunt cântece occidentale, semiculte, introduse, așa cum am spus, de dască și preoți. Corinda este străveche. Iată pe scenă avem trei lumi. Avem o lume occidentală, prin instrumente, prin zongoră, așa, prin vioară. Avem o lume orientală, prin Amir Hodari, cu setarul și cu vocea lui stranie, așa, și tot pe scenă avem sufletul nostru propriu. De aceea îmi place să spun că România, ca teritoriu, este așezată în periferia Occidentului, dar în același timp este și în periferia Orientului. Deci avem două suflete, unul occidental și unul oriental, da, dar mai avem un suflet propriu, pastoral. O civilizație pastorală. Și civilizația asta pastorală s-a dezvoltat extraordinar de bine aici. Găsim elemente, deci, în corinde, elemente mitraice, așa, elemente zamoxiene și elemente creștine. Eu zic așa, să ascultăm un corind, să mai punem pe cine colindă, colindă copiii mici, când nu știi, până nu intră în feciorie, așa, și nu se maturizează copiii sunt copii. Și bătrânii sunt bătrâni, că e femeie, că e bărbat. Și atunci, putem să asistăm la început de Crăciun, la început de corind, cu copilașii care vin și cântă cam așa. Și vreau să le spun un colind de stea scurt, la copilașii ăștia minunați. Ia auziți ce a trebuit să cânte copiii din Cultici. O stea s-a ivit, o stea s-a ivit, de la răsărit, de la răsărit. Și cu David Crai, și cu David Crai, pruncii să nu-i tai, pruncii să nu-i tai, pruncii n-or muri, pruncii n-or muri, că s-or prea slăvit în cer cu îngerii. Și-a lor sufletele, și-a lor sufletele, s-or preface-n stele, s-or preface-n stele.
Șorlu, ce frumos, șorlu, ce frumos, calea lui Hristos, calea lui Hristos. Ostea s-a ivit, ostea s-a ivit, de la răsărit, de la răsărit. Și cu David Crai, și cu David Crai, pruncii să nu-i tai, pruncii să nu-i tai, pruncii n-or muri, pruncii n-or muri, că s-or prea slăvi în cer cu îngerii. Și-a lor sufletele, și-a lor sufletele, s-or preface-n stele, s-or preface-n stele. Șorlu, ce frumos, șorlu, ce frumos, calea lui Hristos, calea lui Hristos. Senzațional! Din două sunete, în sus și în jos, copiii au un ambitus. Am lucrat cu copii ani de zile, am avut rezultate. Copiii sunt minuni ale lumii. Ce poți să faci cu copiii? Să-i pui să deseneze singur, să cânte și îți aduc bucurie. Ei sunt bucuria. Pentru mine, copiii pe care i-am văzut în seara aceasta, a fost o mare bucurie, indiferent cum cântă ei. Fie ca lumina nașterii Mântuitorului Iisus Hristos să vă aducă bucurie în case. Înainte de a ne despărți, vă propun să corindăm un corind extraordinar. O moarte ce ți-aș plăti. Aici iară poate să fie un moment interactiv, puteți intra cu noi să cântăm și apoi ce-am mai dat Dumnezeu. Că-ți mintitori, îți mulți în lumea asta, în toate domeniile. Așa că, o moarte ce ți-aș plăti. Yeah.
aveți sărbători luminoase. Aici se încheie întâlnirea noastră.